sus să avem inimile scump frate și scumpă soră și dacă nu te mai iubește cel de lângă tine, să știi că Domnul te iubește și te poartă pe brațele sale. Și Maica sa prea curată îți este în ajutor și ea te ia pe brațele ei milostive, așa cum l-a luat pe fiul ei. iată, o, o vedem în icoană, cu câtă gingășie, cu câtă grijă, cu câtă dragoste se își poartă fiul pe Emanuel, cel care este pururea cu noi și ne spune, El este cu voi, dar fiți și voi cu El și ne poartă pe brațe. Aceasta să fie rugăciunea noastră de toată vremea. Doamne, nu mă lăsa să cad de pe brațele tale milostive. Maica Domnului, acoperă-mă și nu mă lăsa să cad de pe brațele tale. Sfinților a lui Dumnezeu, miluiți-mă și ajutați-mă. Și să știți, Că Mântuitorul Hristos nu-și abandonează prietenii, Maica Domnului nu-și uită fiii lacrimilor sale, iar toți sfinții, cei mai statornici, prieteni ai noștri în calea către cer, nu-și astupă urechile la rugăciunea noastră stăruitoare, ci pun umărul în purtarea crucii suferinței și ne scot prin harul preasfitești de viață făcătoare trim la liman, Așadar, curaj, scump frate și scumpă soră, că avem doar un suflet și avem o singură mântuire și împreună raiul să-l dobândim în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preibiții mei, Hristos a înviat! Amin. Cu mare bucurie dovnicească am revenit în mijlocul frăților voastre la această prăznuire a preasfintei născătoare de Dumnezeu aici unde se cinstește și icoana sa, stăpâna Iutlandei. Iar Maica Domnului, iată, prin excelență ne dăruiește tămăduirea la această prăznuire tuturor celor chinuiți de boli și de încercări, tuturor celor aflați în scârbe și în nevoi, fiindcă cu adevărat, Maica Domnului este izvor de tămăduire, este izvor de viață, este izvor de curăție, scump frate și scumpă soră. Prima minune pe care a săvârșit-o preasfânta născătoare de Dumnezeu la izvorul ei de lângă Constantinopol s-a întâmplat pe vremea împăratului Bizantin Leon cel Mare, înainte ca acesta să devine suveran. Mântuitorul Iisus Hristos l-a chemat în mod deosebit la această slujire împărătească, iar Maica Domnului l-a ocrotit și a săvârșit prin el o minune cu un nevăzător rătăcit care căuta alinare și era foarte însetat. Iar Leon căuta un izvor cu apă bună și dulce ca să astâmpăre setea acestui sărman, nevăzător. Și ca Domnului l-a îndrumat spre izvorul ei, care stătea ascuns și care a devenit un nou izvor al Siloamului, așa cum odinioară s-a vindecat acel orb din naștere la izvorul Siloamului din Ierusalim, așa s-a vindecat și acest nevăzător, la noul izvor al tămăduirilor, prin grija și binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, într-o ocrotire blândă a preasfintei Maicii sale. Ceea ce ne arată, scump frate și scumpă soră, că minunile se săvârșesc atunci când suntem în slujirea aproape Când căutăm să îi alinăm, să le potolim setea și foamea. De Dumnezeu, acelor sărmani, Domnul săvârșește multe minuni prin noi. Și ni se arată, scump frate și scumpă soră, așa cum s-a arătat odinioară pe drumul de la Ierusalim la Emaus, sub chipul călătorului și al străinului. Și nouă ni se arată neîncetat, sub chipul pribiagului, sub chipul străinului, sub chipul călătorului sub chipul sărmanului, însă de multe ori se întâmplă ca să nu îl recunoaște. Însă iată Maica Domnului, într-o iubirea nemărginită față de Fiul Său, ne ajută, ne alină și ne tămăduiește, scump frate și scumpă soră. Și nu trebuie să ne descurajăm, fiindcă avem o Maică mult iubitoare și compătimitoare. L-am prăznuit la ieri pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care este și ocrotitorul comunității noastre Euharistice de la Grindsted, de aici, din peninsula Iutlanda. Și spuneam faptul că a fost cel mai tânăr dintre ucenici și a ajuns să fie cel mai vârstnic. A fost ultimul care s-a strămutat la veșnicele lăcașuri, ajungând la adânci bătrâneți, la vârstă centenară. Iată, cel mai tânăr a ajuns și cel mai vârstnic când s-a rămas tânăr cu inima. Și eu am o mare apropiere față de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și pentru faptul că am fost ales la 30 de ani în această înaltă treaptă arhierii. Am fost chemat ca să fiu slujitor arhiereu la 30 de ani și am cerut din încetat ajutorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan ca să-mi lumineze și să-mi limpezească tinerețele mele și să-L iubesc și eu pe Mântuitorul Iisus Hristos, mirele bisericii, așa cum l-a iubit El. Și mi-a spus cineva, cu bucurie, dar și cu nădejde, preasfințite, dacă ați fost ales atât de tânăr în slujirea arherească, nădăjduim să-L ajungeți pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și la adânci bătrâneți. E adevărat, noi trăim această tinerețe lăuntrică. Toți suntem tineri de vârste diferite, scump frate și scumpă soră, și nu ne dorim altceva decât să rămânem tineri cu inima, așa cum a rămas și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, chiar dacă a atins vârsta centenară. Și a fost ultimul dintre cei 12 apostoli care s-a învrednicit să primească pe creștetul său cu una cea neveștejită a slavei prin torturile, prin chinurile mucenicești. Toți apostolii au gustat din paharul suferinței pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos l-a sorbit și toți și-au spălat hainele lor, în botezul sângelui, acel botez de care am, amintea Mântuitorul Iisus Hristos, întrebându-i, înainte de Sfintele sale pătimiri, de răstignirea și învierea sa, puteți oare să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? I-a întrebat pe ucenicii, i-au spus, da, așa este. Și toți au primit botezul sângelui, inclusiv Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, la dânci bătrâneți. Însă Sfântul Ioan, L-a iubit adânc pe Mântuitorul Isus Hristos. Și a fost alături de el și la bucurie, și în prigoană, și nu s-a deslipit de Mântuitorul Isus Hristos nici pe golgota suferinței. Nu s-a fricoșat, asemenea celorlalți ucenici. Nu i-a păsat de iudeii care au devenit prigonitori și torționari. Nu s-a fricoșat de aceștia, ci și-a urmat învățătorul până la cruce și dincolo de cruce și a avut grijă și de preasfânta sa maică care îndurerată și adânc întristată cu sabia durerii în inima ei, fiindcă această sabie ascuțită profețită de dreptul Simeon, a pătruns adânc în inima curată a Fecioarei Maici, însă singurul care a încurajat-o alături de femeile mironosise a fost ucenicul prea iubit, tânărul Ioan. Și Domnul navia cu cui să o dea în grijă pe preasfânta sa Maică, fiind în agonia răstignirii pe cruce, decât celui mai devotat și celui mai iubitor și celui mai curajos dintre ucenici și prin el ne-a dăruit-o și nouă. Și asta spuneam la prăzunirea Sfântului Ioan Evanghelistul la ieri pe 8 mai, că atunci când Domnul i-a spus ucenicului iubit, fiule iată mama ta, ne-a spus prin el și nouă, fiindcă prin el am dobândit în fierea, fiule, fică, iată mama ta. Așadar, binecuvântați suntem scump frate și scumpă soră, să avem o maică iubitoare și compătimitoare care ne încălzește și ne acoperă așa cum cloșca își acoperă puișorii sub aripile sale. Așa ne strânge Maica Domnului sub aripile ei, așa cum o pasăre își strânge și își acopere și își încălzește puișorii. Așa ne simțim cu toții sub acoperământul luminos și alinător al preasfinte născătoare de Dumnezeu. Să ne bucurăm pentru aceasta și să înțelegem, scump frate și scumpă soră, că multe poate îngădui Domnul Dumnezeul nostru. Iată, a îngăduit răstignirea fiului său, a îngăduit în vremuri grele, foamete cruntă și prigoniri și încercări, a îngăduit în vremurile în care am trăit și noi, acest regim totalitar, comunist și alte regimuri totalitare. Și sunt mulți care au fost închiși în cumplitele temnițe ale acestor regimuri totalitare. Am îngăduit căderea Constantinopolului, fiindcă vorbim de cetatea sfântă, unde iată s-a săvârșit această mare minune a tămăduirii bolnavilor de la izvorul prea de Dumnezeu, dar izvorul a rămas nesecat. Se păstrează până astăzi în mănăstirea Maicii Domnului de lângă Constantinopol. Deci multe a îngăduit și îngăduie Domnul Dumnezeu, însă, scump frate și scumpă soră, să înțelegi că răului i-a fost pusă cruce acum 2000 de ani. Răul întotdeauna are un sfârșit și întotdeauna binele biruiește. Îi cerem Mântuitorul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat ajutorul, ca să ne dăruiască alinare atunci când suntem greu încercați și întristați. Îl rugăm să ne dăruiască consolare atunci când nu ne mai încurajează nimeni. El lucrează prin cei de lângă noi. El se face mâinile celui de la care nu aștept să primești încurajare și îți iese în cale și îți vine într ajutor și este trimis de Domnul Slavei, scump frate și scumpă soră. Și Maica Domnului iarăși își trimite fiii ei ca să îi aline și să îi scoată la liman pe cei neputincioși, pe cei care nu văd lumina zilei celei neapuse, așa cum s-a întâmplat și cu acest nevăzător, care prin Leon, viitorul împărat, a fost tămăduit. Nu doar că i s-a potolit setea trupească, ci a fost rănit duhovnicește cu apa vieții și a văzut și lumina cea pururia viitoare, și lumina zilei, dar și lumina zilei, cele nenserate a împărăției. Așadar, sus să avem inimile scumfrate și scumpă soră și dacă nu te mai iubește cel de lângă tine, să știi că Domnul te iubește și te poartă pe brațele sale. Și Maica sa preacurată îți este în ajutor și iată ea te ia pe brațele ei milostive, așa cum l-a luat pe fiul ei, iată, o vedem în icoană, cu câtă gingășie, cu câtă grijă, cu câtă dragoste și se își poartă fiul pe Emanuel, cel care este pururea cu noi și ne spune, el este cu voi, dar fiți și voi cu el și ne poartă pe brațe. Aceasta ar să fie rugăciunea noastră de toată vremea. Doamne, nu mă lăsa să cadă de pe brațele tale milostive. ca Domnului acoperă-mă și nu mă lăsa să cade de pe brațele tale. Sfinților al lui Dumnezeu, miluiți-mă și ajutați-mă. Și să știți că Mântuitorul Hristos nu și-abandonează prietenii, Maica Domnului nu și-uită fiii lacrimilor sale, iar toți sfinții, cei mai statornici, prieteni ai noștri, în calea către cer, nu și-astupă urechile, la rugăciunea noastră stăruitoare, ci pun umărul în purtarea crucii suferinței și ne scot prin harul preasfitești de viață făcătoare trim la liman. Așadar, curaj, scump frate și scumpă soră, că avem doar un suflet și avem o singură mântuire și împreună raiul să-l dobândim. Amin. Hristos a înviat! Amin.